Salutare tuturor, sunt Andrei și bine v-am regăsit, oameni buni, la un nou episod dintre noastră de GTA 5 Online. Și bineînțeles, fraților, înainte de a începe, v-aș ruga pe toți să nu ezitați, apăsați și voi acel mic butonaj de like dacă mă susțineți în continuare și dacă vreți să apară cât mai multe episoade. Și haideți să vedem, fraților, brigada în acțiune, să strângem acolo cât mai multe like-uri, mai ales dacă vreți să continui această serie și știu că vă place foarte, foarte mult. Fraților, în acest clip vom face o chestie destul de interesantă. Sunăm aici să ne dea avionașul. Mi-a recomandat cineva în comentarii și mulțumesc foarte... Au, pardon. Bă, mi-a spart geamă. Îmi mulțumesc foarte mult pentru că mi-a dat o idee super tare. Să încercăm să jefuim ceva magazine cu avionul ăsta, însemnând că o să trebuiască să aterizăm și să decolăm din mijlocul șoselei, cum ar veni, de pe șosea, da? Și o să ne urmărească poliția și o să fie nebunii, ok, unde mi-a dat avionul, bineînțeles, tot pe aeroport. Trebuie iar să facem acest drumuleț și sunt curios dacă o să-mi iasă. Vreau să jefuiesc și eu ceva, minim două magazine, așa, la, fără să bubui avionul. Deci este un lucru foarte important, să nu bubuim avionul. Cam asta ar trebui să se întâmple acum, nu știu, haideți să vedem dacă o să ne iasă. Și mă întreabă foarte multă lume de ce filmez singurel, de ce am filmat clipurile singurel. Păi nu prea mai am cu cine să filmez acum, că mai toți sunt unavailable, cam nimeni nu mai are timp. Și nu știu, o să caut eu să văd cu cine aș mai putea filma, dar până când, uite, nu știu. Uite, Ronis, spre exemplu, e ocupat și nici măcar n-am mai vorbit eu cu el pe Skype, spre exemplu, da? Bă, dar stai că waypoint-ul ăsta mă duce... nu mă duceam bine. Waypoint-ul ăsta mă duce la intrarea din spate, dacă nu mă șer, și eu nu pot intra pe acolo, nu? Ceva gen, uite și un player aici. Hello, my friend, face drift-ul, omul. N-are nicio treabă. Ok, și hai să vedem să alegem noi... Cred că e ceva war, că văd că se omoară aia. Aia, atacă omul iactul sau ceva. Îmi ziceau mulți acolo în comentarii, că bă, Andrei, tu de ce nu-ți iei iact? Nu-mi iau iact, n-am bani. De-aia nu-mi iau iact, pentru că sunt sărac și nu am bani și nu-mi place să chem codați în serie și să spun că sunt modări, când de fapt nici măcar nu există așa ceva, și să-mi dea ei bani. Chiar nu vreau acest lucru, frate. Vreau, acum fac banii într-un mod cinstit, da? Pentru că așa e, asta e frumusețea jocului, se pare mie sau... Ah. Hello, my friend! Oh my god, cum s-a dus mașina? Nu! Mai e unul care a sărit, hai să-l bubuim pe ăsta. Te buboi, fraiere. Hello, hello. Oba! Hello, mai de... Nu merge! Nu merge, s-a apăs G. E codat. He's a fucking cheater. Nu merge... De ce nu merge să bubuie astea? What the actual fuck is going on? Explicați-mi de ce nu merge să apăs G. De ce? De ce? De ce? De ce? Și m-aș omorât, frate. M-aș omorât. Oh my god. Deci stai un pic, că sunt curios. Uite. Punem aici. Sticky bomb. Ok. Merge! Oh my god. Mi-e milă de tipa asta, sincer să fiu. Deci de ce nu merge? Nu mergea. Efectiv, am apăsat G și nu mergea. Dă-te jos din mașină. I need your car. Vreau să ajung acolo sus, săracu. Au murit ăștia. De fapt, sărace că au murit amândoi. Uite cum au rămas aici pe șosea. Bun. Haideți să ducem înapoi acolo. Cred că trebuie să avem mai multă viteză. Am strâmbat botul mașinii. Bă, frate, bă. Mamă, vine și elicopterul ăla. Bă, dar nu înțeleg. Deci tot nu vine să înțeleg. Nu vine să înțeleg. Nu vine să cred de ce dracu n-am bubuit sticky bombul ăla. Ok. Și m-a omorât. Am văzut că avea omul ăla lansator. Ce urmă am prit. Dar am zis că nu mă nimerește și că reușesc să-l omor. Dar n-am reușit. Ok, hai să ne continuăm misiunea. Sper, fără probleme sau ceva. Nu m-a văzut încă elicopterul și nemân, dar o să mă vadă dacă mai stau mult aici. Cred că mai bine aș rămâne aici. Gata, am scăpat. Așa. Dacă ieșeam aici, mă vedea. What the fuck. Ce bulănesc am avut. Hai repede pe jur la avionul nostru. Bă, mi se pare mie sau nu mai e acolo. What? Mi se pare mie sau mi-a bubuit omul avionul? A, nu e pe partea aia, mă. Ne-a pus eu waypoint. Dar tot e bubuit, văd. Nu mai e aici, s-a dispărut. Uite unde. E bine că mi l-a pus tot aici aproape. Bine, nu ar mai avea unde să-l pună, frate, că e numai un aeroport în zona asta. What? V-ați văzut că s-a mutat? Prima dată îmi făcea aici blink-ul. Blink-blink. Acum mi l-am mutat și mi l-a pus aici. Sau sunt eu noob și nu l-am văzut. Asta e partea a doua. Hoba! Coborăm frumușel. Hai să vedem, frazor. Deci punem aici, hai să vedem. Pe mapă, oh my god, să nu vine tipul ăla să mă bubuie că... I'm gonna fucking cry, ok? I'm gonna fucking cry. Și hai să vedem aici. Unde mergem să jefuim? Undeva mai departe. Uite astea două magazine, frate.
Gata, ca să și zburăm puțin, trebuie să vă arăt încă o dată skill-ul meu de zburat. Să vedeți că sunt un pilot, un pilot înrăit și sunt foarte atent pe ăla din stânga, că unul în stânga roșu, mi-e să n-aibă o daia de atac, să vrea să dea în mine. Sau ceva. Și acum trebuie să mă duc foarte, foarte sus, că ăștia-s nebuni, ăștia o să dea cu lansatoare de rachete după mine, deci mai bine mă duc sus ca să n-aibă range până la mine. Mult mai ok. Sus de tot. Sus până... Și e și un elicopter care ăla chiar e roșu, roșu, ăla ne distruge. Psihic. Dacă ajungem acolo. Uite așa să văd. Mamă, ce turbulență. Uitați cum face avionul fără să-l manevreze. What the fuck. Turbulență de asta nebune. Ok, hai că mergem bine așa. Sunt curios cum o să aterizăm. De fapt, asta e, mă. Să mă uit eu repede pe mapă. Oh, trebuie să venim din lateral. Deci trebuie să mă duc un pic mai în stânga, să nu mă duc gen cu botul în waypoint-ul ăla, ca să pot să și aterizez pe autostradă sau pe stradă. O să fie complicat, mi-e frică. Nu vreau să dau fail așa din prima, fratele meu. Nu vreau să fac să dau fail așa din prima și de-abia aștept să mai întâlnesc pe cineva cu care să pot filma ca să continuă și emisiunile, că am nevoie de bani, că sărac lipin mort. Și ați văzut și pe acest lucru. Și cred că mă apropii. Uite, pe acolo e pe unde zvă luminile alea în depărtare, pe undeva pe aici. Ok, ne pregătim să scoatem roțile de aterizare. Aud niște băbăituri care mă sperie destul de tare. Și ăștia se iau la bătaie pe ceva iact. Că toți scrie în stânga, că nu știu cine a mort, un bodyguard. Nu știu ce, bla bla bla, aici e unul. Oh my god, acolo este avionul. Ăla, păi prin tu. Undeva în partea asta. Nu? Opa, pe aici e. Am scos roțile, guys. Sunteți gata. Turnul de control către... Nu, stai. Pilotul, nu, Andrei către turnul de control, dar dracii că aterizăm. Hai să ne ducem întâi la celălalt. Mai e un magazin mai stâng. Încet, încet, deci vreau neapărat pe sub ăsta, hai să vedem. Tu-ți grijă, Jania, du-te de pe stradă. Du-te și tu de pe stradă. Duceți-vă. Yes, am aterizat fără să bubui, da, s-a băgat săranul ăsta. Pe celălalt l-am împins, că avea mașină să mică, dar asta are o mașină mai mare așa un pic. Un pic mai mare, nimeni. Hai repede să-l jefuim pe fraier. Ce-or zice oamenii ăștia doar? Du-te bă de aici că trece avionul. Ova. Ce frumos. Oh, mi se prea bine sau vrea să ieși jos la mine? What the? Du-te. Te dai? A murit. E, hai că-i plimbăm și lui mașina. Și vine ăla după mine. What the fuck? Hai să coborăm noi puțin tele. Că e unul nervos pe aici. Care e mă nervos pe mine? Hai să-i mutăm mașina astea. Mă enervează mașina astea mare că nu pot să trec peste ele. Uite. Cu astea mici poți trece pe sub aripă. Dar nu iese fum sau ceva, deci nu e foarte avariat avionașul. Am trecit tu și am ajuns la magazinul ăla. Hai să-l jefuim. Dar după o să fie mai complicat cu... Nu știu cum să decolăm, că sunt foarte multe mașini și e greu. Nu poți decola pe aici cu atâtea mașini. Încă o mașină mare, încă un jeepan. Oh my god, știu pe unde să decolez. Pe aeroport aici fix lângă, frate. Vă dați, vă rog, din față. Stai că, fii antena. Cum fac să... A, încep să trag ca spartul. Gata. Nu. Oh my god, deja vine poliția. Nu-i bine. Nu! Mă, bă, nu. Au. M-am urcat pe mașini. Nu-i bine, this is not good, guys. This is not good. Not good. Mi-au stricat-a. Deci, nu mai vine... Calme. E numai vina acestui tip. Deci uitați-vă. Mâncam e... Oh my god, o să bubuie. Dar vreau să-l omor întâi și după să bubuie cu cadavrul imortă acolo. No, și acum mâncam e ascuru ce m-a enervat ăștia. Nu mai am homie la ce fuck it. Fuck it, man. Bă, și ce frumos era. Ok, pe atunci hai să facem altceva. Mă ascundă poliție în primul rând. Repede, pe jur. Oh, a bubuit. Oh, artificii. Bun. Hai să ne ascundem repede, pe jur de poliție. Sper să nu mă vadă fraierul. Fraieranu. Și după mai sunăm o dată la Pegasus, mi se pare că mi-l aduce pe aeroportul ăsta din apropiere, nu? Teoretic așa ar veni, că ți-l aduce la cel mai apropiat aeroport și ăsta din deșert e cel mai apropiat. Oh my god, ăștia o să vină. Sari! Nu, nu merge să sar așa. Sari! Sari! M-a văzut! Sana vă bici, spui lui doamna Lester, că îl sunăm pe Lester acum, să scăpăm de police. Hai. Gata. Remove wanted level. Super tare. M-au uitat deja poliția ăștia.
Hai să vedem acum. Pegasus. Mai sunăm o dată la Pegasus. Bă, am aterizat bine, dar n-am luat în calcul faptul că erau foarte multe mașini care circulau și m-au încurcat teribil. Ok. Spuneți-mi, vă rog frumos, ce am făcut. Ăștia iar sunt supărați pe mine. Explicați-mi, vă rog frumos, ce am făcut, pentru că eu nu știu. I have no fucking idea what I did. Uite, e aici. Hai, mâncam ea scurul. Trebuie să fug pe aici, să scap de-i. Bă, frate, deci am sunat la Pegasus și a venit iarăși poliția după mine, ești nebun la cap? Ia uite cum vin. Și uite cum aleargă. Mă, hai bă, gamea aici că deja vă jucați cu focul, fratelor. Ne luăm arma asta cu amortizor. Și că he's getting away. Păi, dacă mă întorc și trag în voi, vă spărați și după spuneți că sunt eu rău. Hai să fugim cât mai departe, după rocile alea ne ascundem, fii antena. Și aducem un piculeț, fii antena, aducem avionul, uite, mai aproape aici, în zona asta, da? Că e prea departe aeroportul, aducem avionul mai aproape. Și după ce își fugim magazinul, repede pe jur, fugim la avion și ne ducem tătuțul, ne ducem tare. Dar trebuie să jefuim două magazine, at least. Ok, gata, e că am scăpat de ei, uite-mi avionul acolo. Sper să... De fapt, hai să-l duc un pic, nici nu trebuie să decolez, trebuie doar să-l duc un pic mai aproape în zona asta, nu? Poliția aia s-au pierdut pe câmp, săracii, ce bine îmi pare. Și e foarte liniște aici, mi-e frică. Și mai e și un player undeva mai departe. Am level 50 și jumătate, aproape am făcut 51. Deci am făcut o grămadă de level. Mie care la început nu-mi prea plăcea GTA, uite că am făcut o grămadă de level și m-am jucat cu o grămadă. Și deja seria asta are aproape 50 de episoade, ceva de genul, deja are foarte multe episoade. Bun. Hai sus în luxorul nostru frumos. O luăm puțin tele off-road, că ce să facem așa. Asta e așa să pun eu, uite, la magazinul ăsta. What? În dreapta? Eu m-am dus prima oară la ăla, mă. Nu, la ăsta vreau să pun. Păi la, dacă la ăsta... Oh, e o mașină de poliție acolo, nu mă vede. Dă-te că trece avionul off-road. Mie să nu se strice în... porcările astea. Hai că intru în chat. Că știind din clipul anterior că un gard este mult mai puternic decât avionul meu aparent, așa că vom lua pe aici tip-til. Nu! Târziu am văzut piatra aia să moară măsă. Încet, calm. Așa, frumos, elegant, cât de cât. Oh, bun, am dus peste. Ok, și cum, hai să vedem cum ne punem ca să putem decola. Nu vreau să cad acolo. Încet, dăm cu spatele, uite așa. Sau bă, fii antrenat pe câmpul ăla. Dar cum aducem noi asta pe câmp? Sau, pur și simplu, o pune cu fața în partea aia. Uite cum o pun acum cu fața și sperăm să decoleze repede. Ce-s good idea, guys? Nu, că-s pietre. Bag piciorul. Nu mă risc, că-s foarte multe pietre. Oh my god. Nu mai pot decola. Gata, am rămas cu avionul aici, înțepenit. Nici nu vrea să facă dreapta. Și hai să vedem o cădere mai lină. Te rog, nu te strica, te rog, nu te strica, te rog. Încet, încet, încet. Încet, ok, ați văzut, oameni buni. Uite-mă de unde decolăm, uite fix de aici decolăm. Uitați cât de lin și frumos este. Mamă, super tare, dude. Deci așa o punem. Și magazinul fix lângă, băga mea, să vezi ce te jefuiesc cu magazine. Uite așa. Am. Super tare, gata. Oh my god, sunteți gata, guys. Trebuie să-i dăm down-ul ăsta. Asta e poliție, să mi se pare mie. Hello, nenea șerif, să știi că nu o să jefuiesc magazinul. No, no, no problem, my friend, no problem, dude, no problem, bun. La 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 la, asta e banca, stai, greșit intrarea. La 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 la, nu vreau să te jefuiesc. Dar mă omor pe ăsta, jefuie, dumbunii, what? Tu-s grijane. Bă, și cred că pot să mă duc aici, repede, hai. N-a vrut el să ne dea banii, luăm noi, că se poate și așa. O, și câți bani mi-a dat? Nu cred că plus 215, care arăta mai mult, cred că a dat mai mult. Ok, și acum ce cam 3 stele, poliția e ăla doar în cot. Hai să-l omorâm. Și hai repede să fugim, să ne calce vreun SUV. Și vreau să mai jefuiesc un magazin, dar întâi trebuie să ne tirăm mult mai repejor. Gata? Hai! Blană! Vine și elicopterul! Dă-i blăniță! Dă-i blăniță că vine țăranul ăla cu elicopterul! Hai încă un pic, mai prindem puțin viteză! Mergem sus!
Turnul! N-am văzut turnul ăla. Mă, că e easy. E easy, mă, așa. Oh my god. Vedeți și voi o mașină blindată care vine din partea asta? Hello, my friend. Cum ar fi să intru cu avionul în ea? La, 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 la. O, strii! Fac. Au început, o tras după mine. S-a oprit. Cred că o să dea cu ceva rachete. Sper să nu. Deci te rog să nu spui că dau cu rachete după mine, că plâng. Mă uit în spate pentru că mi se pare că la avionul ăsta nu tică e. Gen tic, 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 că vin rachetele alea. Nici ca la mașini de altfel. Pentru că nu-ți dă alea speciale. Ok, oh, și-am găsit și următoarea țintă. Trebuie să avem grijă aici. Oh my fucking god. Oh my... nici n-am lovit mașina asta. Mamă, pe aici cum trebuie să mai decolăm? Că aici chiar e o problemă gravă. I have an idea. Dar trebuie să ajung pe cealaltă parte. I have an idea, fii atent ce idee am. O să blochez tot traficul ca să nu mai fie mașini în față. Dă-te băut de aici că trec. Cum? Oh my god, am dat asta. Deci uitați-vă cum am rupt gardul ăla. Sunt curios dacă pot face chestia asta. Te rog, nu mai intra la mine că mă strici. Deci fie antenă. Opa. Nu! Au venit aia. Se duce! Sari! Andrei! Sari! Tu le familia în gât și în cai și în... No, uite de ce ziceam eu că mai bine am jucat pe single fucking player. Bine, adică aș face o sesiune singură pentru că vin frustrați de ăștia. Ăștia n-au ce face, frate. Uite-te la ei, n-au ce face. Lol, you guys retards. Fii antenă. M. Enable passive mode. Gata. Dar știi care e problema? Că pe passive mode nu prea pot să jefuiesc, dacă nu mă înșel. Deci uite. Nu, deci uitați-vă la ei cât de retardați. Pișama și eu pe voi să mă piș. Ce se distrează ăștia? Mi-au distrus mie avionul. Și o să și... Pubuie. Uite cum am murit cu piciorul, frate. Mă aștept la multe memorii. La asta cu piciorul. Bun, hai că facem așa. Pegasus. Să sunăm repede pe jur la Pegasus. Mai ce mă dat avionul, frate, când se poate. Uite, este acolo aproape. Trebuie doar să iau o mașină care nu arde. Bine că l-am luat-o pe aia. Ne uită pe asta roșie. Ăștia cred că sunt destul de speriați. Ia mă, oprești. Nu oprește, bă, ești nebun. Uite ce blocaj. Uite, ce ar trebui să punem avionul fix aici. Da, dacă sunteți retardați cu toții, mă. O să iau dubă asta. Dubă, dracu, e un SUV, da. La ce SUV e ăsta? Fii antenă, blochez tot traficul ca să nu mai fie mașini în față și decolez. Dar să nu se mai trezească de ăștia să vină să tragă în avionul meu. Bă, și ce faină mișa. Nu-i bai, dăm dubla 2 acum. Eu cream că mergem în pana mea pe străduță, nu? Zici că suntem în safari aici, frate. Dune de asta de nisip, ești nemun. Oba! Sărim peste toate astea. Dar cred că e aproape, că aeroportul ăla era relativ aproape acolo. Hai să băgăm mare repede pe jos. A, uite, e aproape, boss. N-am venit niciun stres. Repede pe jos. Uite de aici că trec, bossule. Și uite fix aici în fața avionul. Punem waypoint către shop. Tu-s grijania de mașină. Oba, dăm asta la o parte ca să avem cum să decolăm. Punem acum waypoint. Care era, mă? Asta de aici era, nu? Da. Ok. Și hai să ne urcăm repede, mai încercăm o dată, să vedem dacă o să ne iasă aterizarea asta și decolarea, că și decolarea e importantă. Bă, aterizarea ți iese, dar de decolat e mai greu pe stradă, că se bagă mașinile în fața ta, știi, și te curcă enorm. Că n-ai cum să decolezi de mașinile alea, până la urmă. Oba, sus cu noi. Nu știu ce am mai băgat roțile, că oricum trebuie să le scot în curând. Și haideți, vedem cum facem. O să aterizez pe cealaltă parte, fii antrena mea, uite, o să aterizez pe cealaltă parte. Cred că o să fie nevoie să scot passive mode-ul ca să pot jefui și după o să-l activez iarăși, ceva gen. Bun, scoatem roțile. Uite așa. Oba, între mașini, ești nebun? Între mașini am aterizat reițear. Și sper să nu se enerveze ăștia prea tare și... Bă, dar e asta, eu pot să mă pun ceva de genul, uite ăsta. Nu?
No, uite, și practic, ia uite cât de tare. Oh, de o mașină acolo. Hai să dăm mașina aia din drum, nu? Dăm mașina aia din drum, că ne încurcă enorm. Și după, uite, toți ăștia, bine, o să se enerveze ei și o să treacă, dar sper să nu-mi împingă avionul. Dacă îmi împingă ăștia avionul, o să fac ceva eu, păi. Tazma acolo, în spatele avionului, două minute că nu muriți. Ok, putem folosi, de fapt nu, fugim fără, ce dragi amează. Ok, hai să dăm enable active mode, adică disable passive mode, în fine. Ok, în cât timp se dezactivează? 12 secunde, 10 secunde. Nu vă împingeți în avionul meu că vă ia dreco. La 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 la, ce faci, boss? Ha, boss, ce faci? 3 secunde. 3 secunde mai are ăsta la dispoziție să fugă din magazin. La 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 la. Give me all your money, fucking bitch. Give me all your money, man. Give me your money, ok? Săracu, se impacientează când tragă și uitați în dreapta, intimidation. Trebuie să tragi ca nebunul. Și după îl omor pentru că poate scoate arme și nu vreau să mor. Gata, hai. Ha, mă, că au așteptat. Mulți. Hai, hai, hai. Hai, hai, că vine poliție. Vine poliție. What the fuck, nu mai vine poliție. Ba da, vine poliție, vine poliție după noi, vine, mamă, multă poliție după noi. Hai că ăștia au așteptat, fii antenă, nu-s mașini în față. Ha, mă, că a fost o idee bună. Hai, hai, urcă-te, urcă-te. Oh my god, vine poliție. Gata, guys, decolez acum, nu vă enervați, vă rog. Oh my god, se bagă mașina de poliție în față. Oh! Fuck! Fuck! Ah, mă, că mi-e să ești nebun. Hoba! Deci, sus cu noi, guys. V-am pupat pe portofel. Mai ales pe tipul ăla de la care am furat. Ha-ha! YOLO! Dar de ce am scăpat de poliție deja? Ah, că a început evenimentul ăla. Ceva cu damage, nu știu cum. Oh, și fii antenă că iar o să dau de... Dar uite ce fac. Repede. Enable passive mode. Repede, repede. Yes! Passive mode, bitch! Aha, mâncam ea, scuru, voi ați fi vrut să dați în mine, nu? Cum ar fi să intru eu așa în ei? Bine, de fapt, nu cred că pot, că sunt passive mode. Și nu o să le dau de mici, ceva gen. Nu? În fine, vreau, cam asta a fost episodul. Eu sper că v-a plăcut. Am avut două jefuiri ok, da? Ar fi fost mult mai ok dacă ar mai fi fost cineva cu mine să mă ajute. Dar am avut ideea bună asta cu blocarea traficului, ca să nu fie mașini în față, pentru că dacă era o singură mașină în față, nu mai aveam cum să decolez. Da, am avut eu o idee bună pentru că na. Așa. Nu! Ok, vrazor. Eu am fost Andrei, nu uitați să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri și ne auzim data viitoare. Ceau, bă! Pa!